În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dar cei nouă unde sunt? Dacă ne uităm la esența pe care o pune Mântuitorul în adâncul întrebării, am putea spune așa: nouă porunci le-ați păzit, sau zeci, dar aici se pare că ați pierdut esența celei dintâi, care anulează pe cele de pe urmă. Să iubești pe Domnul Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul, din toată inima și ființa ta și pe aproapele ca pe tine însuți. Mântuitorul a împlinit Evanghelia și a arătat iubirea curățindu-le lepra. Mergeți și vă arătați preoților, adică într-un fel dezlegați-vă păcatele. Dar nu s-a întors să mulțumească decât unul de alt neam. Deci iată din nou același context evanghelic în care levitul și preotul coborând au văzut un bolnav rănit acolo, furat, bătut, chinuit, jefuit și s-au dus pe alături și și-au văzut de treaba lor. Dar a venit samarineanul, l-a pus pe asinul lui, l-a dus la casa de oaspeți, l-a hrănit, a dat și bani gazdei zicând: când mă întorc, orice ai mai cheltuit cu tratația îți voi plăti. Și în același timp a mai și uns rănile lui cu un de lemn și vin. Și tot de alt neam, că întreabă: cine a făcut bine cu el? Sau care ți s-a părut ție că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Și ca să nu se dea un răspuns, a spus: cel ce a făcut bine cu el. Iată că cel ce a făcut bine cu el este cel ce face bine și acum, Mântuitorul Iisus Hristos. Și acum, dacă intrăm în ținutul, în detaliu Evangheliei, noi știm că lepra e o boală care mănâncă pielea, omul rămâne ca un schelet, moare, se chinuie, contagioasă, este molipsitoare și în același timp omul moare în chinuri groaznice. La vremea de atunci, pentru că nu erau ca acum antibiotice și tot felul de medicamente de acestea care să combată bolile dermatice, erau scoși la marginea cetății, erau ținuți din scurt, cum ar fi ca într-un staul, mai mult imaginar, că dacă se apropiau erau uciși cu pietre, și ei stăteau acolo până își dădea sfârșitul. Și iată că fericirea acestor zece leproși, a fost legată de ce? De trecerea Mântuitorului prin acel loc. Și dacă stăm să ne uităm un pic la exegeții care tâlcuiesc Scriptura, ce putem înțelege din acești zece leproși? Putem înțelege toate poruncile decalogului Vechiului Testament, care au fost călcate grosolan și fără scrupule, om pentru om, dinte pentru dinte, măsură pentru măsură, jaf, ucidere, crimă, curvie și tot ce vreți. Totul era în floare. Dar a venit Hristos. Și în momentul în care a venit Hristos, a vindecat pe cei zece leproși, adică a desăvârșit legea, că așa spune: n-am venit să o stric, ci să o desăvârșesc. Dar ce se întâmplă? A găsit în ținuturile respective ce? Lipsa de recunoștință, lipsa de respect, lipsa de onestitate, și, în primul rând, lipsa de bun simț. Deci te faci sănătos, scapi de o boală care știi că este incurabilă și uiți să mulțumești lui Dumnezeu. Și cineva va zice: ce treabă are una cu cealaltă? Vă spun tot eu. Acei oameni ai legii vechi despre care Hristos se spune că a venit și i-a vindecat și le-a verificat și le-a stăpânit legea și le-a pus-o într-o anumită rânduială și le-a desăvârșit-o, au fost cei care l-au răstihnit și au bătut cuiele la cruce. Deci iată de ce nu s-au mai întors să mulțumească. Și s-a întors și a mulțumit numai cel de alt neam. Cine este cel de alt neam? Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Iar într-un alt citat undeva găsim scris ceva: mulți de la răsărit și mulți de la apus sau de la amiază zi și de la amiază noapte
vor cina în împărăția lui Dumnezeu cu Avram și cu Isaac și cu Iacov la masă. Adică ce se întâmplă? Din toate popoarele pământului se vor alege fiii lui Israel. Pentru că legea a fost dată unui popor ales care a fost binecuvântat să fie purtător de lege, dar a ajuns, cum spune mai departe, femeia hananiancă și câinii mănâncă din fărmăturile de la masa stăpânilor lor. Iată că fărmăturile acestei legi au ajuns la popoarele păgâne și au format popoare iubitoare de Hristos sau popoare ortodoxe, popoare creștine în legea darului. Au îmbrățișat creștinismul fără să fie iudei. Un alt lucru pe care îl scoatem din contextul Evangheliei de astăzi, putem descoperi un lucru super mărunt, dar foarte mega important, faptul că Hristos este doctorul cel mare. Atunci când ești bolnav, dacă nici ceea ce ține de medicină normal nu-ți poate face bine, mai rămâne un lucru pe care ți-l spune biserica, de este cineva bolnav să cheme preoții bisericii să se roage pentru el, să lungă cum de lemn sfințit în numele Domnului. Și aici ce găsim? Mergeți și vă arătați preoților. De ce trebuiau să se arate preoților? Ca să le facă spălarea. Deci la templu erau niște vase de spălare prin care te curățai de necurăție și erau considerați purcați fiind bolnavi, lepădați de Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Un alt lucru care îl găsim în Evanghelia de astăzi, dacă ați fost atenți în textul de dimineață când s-a citit, că s-a citit foarte clar și atent, a spus așa, unul dintre leproși, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne pe noi. Este o chemare simplă și cât se poate de adâncă. Înainte de a primi, înainte de a cere, înainte de a merita, înainte de a avea, înainte de a ni se cuveni sau a ne însuși ceva, trebuie să avem niște calități. Aici nu se vorbește de absolut nicio calitate. Nici că leproșii erau credincioși, nici că erau evlavioși, nici că credeau în Dumnezeu, nici nimic. Dar au avut tăria să preia numele, sau dacă vreți, formula cerșetorului, pentru că înseamnă a cerși, înseamnă a cere, și nu să spună, Iisuse, vindecă-ne pe noi, sau Iisuse, acum să ne faci sănătoși, miluiește-ne pe noi. Deci, vine de la implorarea milei, deci este o stare de obediență și de umilință, deci este o stare de smerenie, miluiește-ne pe noi. Sosește impactul și contactul cu smerenia din dragostea lui Dumnezeu, dar ce se întâmplă? Odată cu vindecarea dispare ce? Trezvia minții și atenția la Dumnezeu. Bine că am rezolvat problema, bine că am rezolvat ce am avut, bine că mi s-a împlinit ce mi-am dorit, mă duce la biserică când o mai avea timp. Același lucru au făcut și leproșii. După ce s-au văzut curățiți, au uitat pe moment să facă stânga împrejur, după ce s-au arătat preoții, să-l caute pe învățător și să-i zică, învățătorile, ni s-a confirmat că ne-am curățit. Îți mulțumim ție că ne-ai miluit pe noi. Deci, de aici reiese clar un singur lucru. Și vi-l spun că așa l-am și dedus, mai înainte de a-l vorbi cu voi, într-o altă chestiune. Noi putem primi de la Dumnezeu oricând, oricum, oricât, în orice situație și ori de câte ori vrem. Și toți Sfinții Părinți ne spun că Dumnezeu este un gelos, dorește tot timpul să-i ceri și să-ți ofere, dorește tot timpul să-l cauți și să te ajute, dorește tot timpul să-l strigi și el să vină și să te asculte și dorește tot timpul să-l sâcâi, adică să-l provoci, să mai reverse har peste tine. Dar în același timp dorește cea mai mică urmă de respect care se cheamă rugăciunea de mulțumire și de slavă pe care noi o numim cea mai scurtă când ne sculăm dimineața și care ați deschis ceaslovul, ați văzut ce scrie, de grabă să sari din pat și spălându-te să te închini de 3 ori zicând, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Deci iată cât de scurtă și de convingătoare este rugăciunea de preamărire către cine? Către Dumnezeu pentru ce? Îmi spune Sfântul Vasile,
Cel ce ți-a dat dimineața nu ți-a făgăduit că îți dă și seara. Cel ce ți-a dat seara nu ți-a făgăduit că îți dă dimineața. Și dacă v-ați uitat la rugăciunea de seară, cine obișnuiește să o mai citească, spune acolo jos să citești un cuvânt din Pateric și mai sus spune așa, au să nu-mi fie mie acest pat groapă. Noi ne culcăm, dar nu știm dacă ne sculăm. Ei, pentru aceasta să cade să mulțumim dimineața că am văzut răsăritul soarelui, geana dimineții și sclipirile razelor soarelui, care sunt un dar la Dumnezeu pentru noi, așa cum ne credem noi evlavioși ortodoxi. Dar la toate acestea, noi uităm să mulțumim. Și atunci ce se întâmplă? Era un proverb popular, l-am auzit de la un bătrân din mănăstirea Sihăstria, părintele Nazarie. A spus odată cineva, părinte, dar m-am mai rugat, de ce nu s-a îndeplinit? Și a spus bătrânul așa, voi vă faceți că vă rugați și Dumnezeu să face că vă asculte. Iar sfântul sau pomenitul și renumitul duhovnic Arsenie Boca scria în una din cărțile sale ceva de genul acesta. Așa să vă asculte Dumnezeu pe voi în rugăciunile voastre cum ascultați voi de poruncile Lui. Deci iată cam cât de cu dus întors este esența învățăturii. Deci dacă știi că împlinești poruncile, atunci deschide gura și te roagă că îi vei fi ascultat. Dar dacă nu împlinești poruncile, n-aștepta să fii ascultat. Și prima poruncă și cea mai grea din lege este porunca recunoștinței, porunca iubirii, este porunca sacrificării, dacă vreți, și dacă vreți chiar a jertfirii de sine, atât pentru tine, atât pentru cei din jurul tău și pentru cei mai de departe, pentru că toți oamenii sunt aproapele nostru. În Hristos n-avem distanță. Noi între noi avem distanță. Văr de-a întâilea, văr de-a doilea, cumnat, rudă, cumătru, vecin, frate, megieș, captul satului. Dar între noi și Hristos, când este vorba de aproapele, nu există această distanță. Aproapele meu este oricine, deci aproapele meu este oricine este în fața mea. Și atunci trebuie să te raportezi la acest sine al aproapelui ca la sinele tău. Să-l iubești pe aproapele tău, auzi, ca pe tine însuți. Dar ca să-l poți iubi ca pe tine însuți, trebuie să cunoști foarte bine poruncile. Și ce-ți cere poruncile? Primul lucru care ți-l cere este să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert. Dă-l mai în spate, dacă vrei. Să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert. Ce înseamnă să iei numele lui Dumnezeu în deșert? Vă spun tot eu. Ai aprins candeluța, ai icoana Maicii Domnului în casă, ai ceaslovul și psaltirea, ai camera ta de rugăciune, dar prioritare sunt cafeaua, vecina, vecinul, o țigară, bârfa, vorba, clevetirea, răutatea, vorbirea în deșert, prostiile, vorbele deșarte și goale. Și mi-a plăcut într-o zi undeva la o masă, când dădusem cu aghiazmă, mai era un oarecare părinte slujitor și cel din casă a vrut să facă o glumă, dar el foarte indignat așa, cu un aer cumva mai mult plictisit. Băi, ai grijă ce vorbești, că pentru cuvintele astea care le spui acum, îndată ai să dai seama. Adică brusc, deodată așa a avut el revelația și probabil era adâncit într-o rugăciune personală și l-a deranjat chestia asta. Și am zâmbit, am tăcut, n-am zis nimic și după aceea masa a fost perfect sobră, fără vorbe, fără discuții, fără nimic. Ei, cam așa trebuie să fim noi la luarea numelui lui Dumnezeu, cu folos sau în deșert. Că degeaba spui, Doamne ajută-mă, și la doi pași spui de ăla lua l-ar dracu. Degeaba spui, Doamne miluiește-mă sau Doamne curățește-mă sau Doamne scapă-mă și mai încolo spui să dea Dumnezeu să-l trăsnească. Deci trebuie să facem diferența între a cinsti numele lui Dumnezeu după cuvință și a cinsti numele lui Dumnezeu în derâdere. Și ce înseamnă numele lui Dumnezeu în derâdere? Să luăm porunca ca atare, să nu curvești. Cineva va crede că gata, dacă ai spus să nu curvești, nu trebuie să te culci cu femeie străină, că ești însurat. Nu. Curvești când te duci la erezie că ai schimbat dogma, este curvie duhovnicească. Curvești când vorbești pe altul de rău, că e curvia cuvintelor, că spui vorbe stricate care vatămă sau nenorocesc pe altul.
curvești atunci când furi pentru că îți bați joc de lege și o iei în derâdere și tot ca o curvărie duhovnicească. Deci tot ce ține de starea Duhului, de starea Spiritului, se numește adulter. Și ce înseamnă adulter? Cineva o să creadă că e vorba să te culci cu femeie măritată. Nici o treabă. Adulter înseamnă să știi legea și să o calci cu bună știință. Adică tu ești proprietarul legii, ca și cum ai fi proprietarul nevestii tale. Dar poftești ceva mai mult, adică vrei să ieși în afara legii. Adulter înseamnă aceasta. Deci așa cum curvind cu femeia altuia peste căsătoria ta, caz în prea desfrânare, care e cu totul altceva, așa caz la fel de bine în adulter atunci când calci legea lui Dumnezeu, crezând că nu ești văzut, că nu ești auzit, că nu ești scris și că îngerul de pe umărul stâng o fi undeva în concediu. Nu. Scrie tot cu lux de amănunt. Și de ce scrie tot cu lux de amănunt? Ca să ni se pună la judecată, că așa spune, pune voi înaintea feței tale toate păcatele tale și nu va fi cel ce te izbăvește, nu va fi până în sfârșit. Adică Dumnezeu nu va fi înaintea ochilor tăi, pentru că tot într-un alt psalm, la 30 sau 50 și ceva, spune, zisa cel nebun în inima lui când păcătuiește, nu-i Dumnezeu înaintea ochilor lui. Deci ai văzut? Așa că în momentul în care îți dispare Dumnezeu dintre zvia minții, tu săvârșești fără de legile în bună rânduială, crezând că nu greșești cu nimic lui Dumnezeu. Iată, acești leproși n-au dobândit iertarea pentru că s-au rugat toți nouă, ci au dobândit iertarea, țineți minte și citiți cu atenție în Evanghelie, pentru cel care striga, Iisuse, fiul lui David, miluiește-ne pe noi. Nu strigau toți într-un glas, chiar dacă strigau într-un glas. Un glas a acoperit mai mult decât al lor. De ce? Era mai mult glasul celui care avea să se întoarcă și să mulțumească. Și pentru acela Dumnezeu a făcut curățirea. Pentru că noi avem un caz similar în Sfânta Scriptură. Avem un caz similar în Sfânta Scriptură în care Mântuitorul, stând la scăldătoarea viteză, dar pe marginea scăldătorii, de fiecare dată când se tulbura apa, un om sărea în scăldătoare și se făcea sănătos de orice boală era ținut. Dar acolo mai stătea și un paralizat din ăsta de vreo 38 de ani. Și Mântuitorul ce frumos l-a întrebat. Vedeți cu câtă inteligență i-a pus întrebarea. Dar vrei să te faci sănătos? Vedeți cât e de adâncă întrebarea și de simplă, vrei să te faci sănătos? De ce i-o fi pus Mântuitorul această întrebare? Tocmai pentru un singur lucru, stătea la viteză, da? Dar nu se ruga să fie atent când se tulbură apa, să sară în ea, să putea pregăti la marginea scăldătorii. El cârtea de ce sar alții înaintea lui. Că vin alții și sar și-i aruncă. Și la un moment dat îi spune Mântuitorului cu o anumită indignare, n-am om să mă arunce. Dar ce-ar fi fost atât de greu stând de 38 de ani pe malul scăldătorii, familiarizându-te cu cei din jur, familiarizându-te cu cei care așteptau și ei acolo să stârnești compasiunea și mila să fie aruncat? Nu! Pentru că era cârtitor și respingător. Ceea ce fac și creștinii noștri, dacă știu un psalm din psaltire să cred sfinți, dacă au postit un post să cred sfinți, dacă știu cum să închină la icoană să cred sfinți, dacă știu să scriu un pomennic să cred sfinți, dacă știu să fac un parastas să cred sfinți, dacă știu să citească rugăciunea dimineață și seară să cred sfinți, și ce fac? Aruncă cu pietre în cei care n-au om ca să-i arunce, uitând că și ei la rândul lor au fost oameni care n-au avut om să-i arunce. Și atunci, pe Dumnezeu îl indignează și prima întrebare care i-a pus-o a fost aceasta, dar tu vrei să te faci sănătos? Asta este întrebarea care trebuie să ne-o punem noi. Noi dorim să ne curățim de lepră? Sau doar simulăm curățirea leprei și în fond ne complacem cu ce? Cu autovictimizarea. Și ce înseamnă autovictimizarea? Dacă așa e scris, dacă așa e soarta, dacă așa i-a fost rânduit, dacă așa a fost să fie, n-a fost scris, n-a fost așa să fie, n-a fost așa rânduit și nu e așa soarta. Soarta singur ți-o așezi, scrierea singur ți-o faci, hotărârea singur ți-o iei și prostia singur o săvârșești. Dar trebuie și pe timp de vreme bună, cum spune Isaac Sirul.
și pe timp de furtună să ridici ochii sus la Dumnezeu și să spui așa: Doamne, și de voiesc și de nu voiesc, Tu mântuiește-mă. De ce? Noi nu știm clipele vieții în care suntem pregătiți de mântuire și în care suntem nepregătiți de mântuire. Dar nu știm nici clipele vieții când avem mai multă lepră pe noi sau când avem mai puțină. Pentru că, iarăși, așa tot din tradițiile acestea laice, paralele cu biserica, se spune că un om oarecare cărtea tot timpul la Dumnezeu și a zis: Doamne, când mi-a fost cel mai greu, n-ai fost lângă mine. Și a zis Dumnezeu: hai să-ți arăt drumul vieții tale. Și a mers pe un drum din ăsta cu nisip și a văzut două urme și la un moment dat o singură urmă. Și a zis: vezi, Doamne, habar n-ai, omule. Aici era cel mai greu și te-am luat pe umeri. Dar cine înțelege lucrul ăsta, că atunci când ți-i cel mai greu trebuie să pui genunchiul la rugăciune? Că este și proverbul popular: nu știa cânta de jele dacă nu ești mâncat de rele. Deci omul vrea la început, știi, stă într-o expectativă, a citit o catismă din Psaltire, a vrut să rezolve problema, a citit un acatism, gata, și așteaptă soluția salvatoare. S-ar putea să o aștept și o zi, și două, și o lună, și nouă, și șase, și șapte, și 12. Și Dumnezeu ți-o dă când crede El, dar știi de ce ți-o dă? Ca să știe că a atins sau ai atins apogeul când vrei să te mântuiești, când vrei să te curățești, când vrei să te izbăvești, când vrei să te eliberezi, când vrei să te vindeci, când vrei să te ridici și când vrei să vii la El. Pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară, spune Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea a întrebat Mântuitorul Iisus Hristos în finalul Evangheliei: dar cei nouă unde sunt? Cei nouă sunt oamenii care încă n-au auzit de Dumnezeu, oamenii care n-au înțeles Evanghelia, oamenii care n-au încredere în ei înșiși. Azi dimineață un om a fost întrebat de ăștia care țin de dreapta credință cu emisiunile lor religioase: ce părere aveți despre Sfinți? Da, ce părere să am? Sunt Sfinți. Dar credeți în ei? Nu știu. Adică foarte sincer a fost și foarte degajat. Nu știu. Și a întrebat, zice: da, n-aveți un Sfânt așa la care să vă rugați? Nu, că eu nu mă rog niciodată. Adică a fost foarte sincer cu el. Ei, pentru acești oameni Hristos încă pune întrebarea: cei nouă unde sunt? Cei care nu-și fac pravila, unde sunt? Cei care nu se împărtășesc, unde sunt? Cei care nu se spovedesc, unde sunt? Cei care nu se închină, unde sunt? Cei care nu nimeresc biserica, unde sunt? Cei care stau în dezmăți, unde sunt? Cei care merg la fără de legi și nenorociri, unde sunt? Deci pentru toți Hristos are o întrebare: dar cei nouă unde sunt? Și de ce întreabă de cei nouă? Pentru că tot păstorul cel bun a lăsat cele 99 de oi și s-a dus să o caute pe cea rătăcită. Dar se pare că cele 99 erau pe cărarea cea bună și numai una era rătăcită. Acum se pare că o singură oaie lângă păstor și toată turma s-a rătăcit. Deci, în esență, și ca să nu lungim povestea mult și fără rost, că s-a expirat timpul cuvenit, vă punctez trei lucruri. Lepra vine din suflet pentru omul necredincios și ticălos, și la cuvântul ticălos să știți că mai intră și altă categorie de oameni. Ticălos nu-i numai ologul, șchiopul, strâmbul, paralizatul, oligofrenul și așa mai departe. Ticălos este omul josnic, omul turnător, omul părăcios, omul, nu știu cum să folosesc un termen, omul jegos la suflet, mizerabil. Deci aceștia au lepră în interior și aceasta nu se vindecă decât prin sinceritate și curățire, dacă mai există conștiință. După aceea, este o lepră a minții sau rătăcirea. Și de ce vă spun rătăcirea? Ignatie Brâncianinov chiar și-a dedicat în studiu scrierilor sale, într-o carte, acest titlu frumos al acestui soi de lucrare a diavolului, numită Despre înșelare. Ce înseamnă înșelarea? Prin Veacul III,
un pusnic renumit Antonie, poate dacă vă uitați pe pereți să-l vedeți pictat pe undeva. El trăia în pustia aschetică, Sfântul Atanasie cel Mare i-a scris viața, și este primul pusnic cu trăire autentică ascetică, dar care a descoperit ce? În această stare a pustiei și în această stare de curăție, cum lucrează diavolul în viața oamenilor. Și mai ales la nivel mental, că dracul nu lucră, nu vine dracul să-ți rupă piciorul cu furca sau să-ți dea cu băta, dar nu asta e treaba lui. Deci căderile acestea subțiri de minte, prin care omul se înșală pe el, înălțarea minții, cugetarea minții, bizuirea pe minte, cutezanța, neluarea minte, aședia, moleșala, lenevia, trândăvia, amânarea pocăinței, are filocale așa, o căruță întreagă de mărunțișuri din astea care par ca nisipul, dar în realitate sunt o travă. Și spunea un părinte de la Putna Pambu, dacă te înțapă o albină, să umflă, dar dacă te înțapă mai multe, poți muri. Așa și păcatele mărunte. Primul nu te distrage, al doilea nu te distrage, dar 100 de păcate mici te distrag mai rău decât unul singur mare. Și aici punctez prin a vă spune iscusința duhovnicului, care atunci când i-au venit cele două femei la spovedit, una cu lepră trupească, dar una cu lepră sufletească, ceea ce vă spuneam adineauri, a dat două canoane diferite. Pe prima a întrebat-o, aici ce ai greșit? Păi am 4 prunci ucideri, mergem pe râul din vale de unde curge și adun 4 pietre. S-a gândit, asta trebuie să fie un popă puțin sclintit. S-a dus, i-a dus pietrele, le-a pus la ușă și a zis, bine, ne vedem data viitoare, până atunci roagă-te. A venit cea de-a doua și a spus, părinte, nu prea am păcate, eu cele mai multe le fac așa, instantaneu, cu gura, cu gândul, cu voie, fără de voie, dar chiar să vă spun sincer, nu prea mă simt păcătoasă. Foarte bine, zice, mergi pe malul pârâului și adum o poală de nisip. Când a venit cu nisipul, l-a pus într-un vas, l-a măsurat și a spus, mergi și împrăști el prin iarbă. Aia împrăștea nisipul și a zis, mă, ce canonă mai fi și ăsta. Ce până data viitoare mergi și te roagă și apoi să vii la mine. Când au venit data viitoare, pregătite ele de împărtășanie, duhovnicul a spus, vă pot împărtăși, dar acum de-abia trebuie să vă desăvârșiți canonul. Tu mai ții minte unde ai aruncat pietrele alea? Da, în iarbă, în livadă la dumneata, du-te și le caută și adă-le la mine. După o căutare de vreun sfert de oră, a venit cu pietroaiele, le-a pus la ușă, du-te, părinte, astea sunt. Tu du-te și te împărtășește. Da, părinte, dar sunt păcătoase. Ți-ai conștientizat păcatul. De vreme ce știi de unde le-ai luat și unde le-ai aruncat și le-ai și găsit când le-ai căutat, înseamnă că le-ai în minte. A venit și cea de-a doua. Dar bine, ai grijă să nu mai greșești. A venit și cea de-a doua și a zis, părinte, am venit să mă împărtășesc. Da, ia oala asta în care ai avut nisipul, du-te prin iarbă și culege-l tot, adu-l la mine și după aceea te împărtășești. E cu neputință, părinte. În primul rând nu știu pe unde a căzut. Nu știu cât este, a plouat, s-a bătătorit, iarba a crescut, el a intrat în pământ, cum să dau de el? Așa, drăguță, zice, când îl vei găsi pe tot, atunci Dumnezeu te-a iertat pe tine. De ce? Păcatele mărunte se uită și nu se țin minte, dar sunt mai otrăvitoare ca păcatele mari care te mustră conștiința în fiecare clipă. Că dacă ai curvit, îți pare rău și tot timpul ți-aduce aminte. Dacă ai făcut un avort, tot timpul ți-aduce aminte. Dacă ai furat, tot timpul ți-aduce aminte. Dacă ai dat în cap cuiva, tot timpul ți-aduce aminte. Dar pe când astea mărunte, foarte les ne spui, nu știu dacă am greșit pe ea, nu țin minte. Ei, acest nu țin minte intră la cei trei uriași a sufletului. Uitarea, lenea și nepăsarea, care duc la moartea sufletească. Și așa că noi murim înainte de moartea trupului, prin moartea sufletului. Deci această leprozerie permanentă care se dezvoltă în noi, trebuie scoasă, știți cu ce rugăciune? V-a spus-o Evanghelia de astăzi. Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Să rugăm, păstrăiți.